O femeie în vârstă de 64 de ani a supraviețuit timp de o săptămână pe o barcă plutind în derivă. În barcă zăcea cadavrul soțului ei, care a făcut infarct. Cei doi soți au plecat de acasă pentru a merge la pescuit. Soțul femeii, un bărbat în vârstă de 69 de ani, era un pescar experimentat. Pentru prima oară, bărbatul a decis să plece la pescuit însoțit de soția lui, relatează publicația braziliană Globo, citată de Rotalianul. Plănuiseră această călătorie de luni de zile. Voia să meargă cu el să facă poze, voiau să fie momentul lor, a povestit fiica celor doi. Conform relatărilor soției, acesta a făcut infarct și a murit chiar în prima zi de pescuit. Avea o sobă mică și un bidon cu apă. Am luat cina, iar el s-a dus să se întindă în hamac. S-a rupt frânghia hamacului și el a tresărit, a țipat, s-a ridicat și s-a lovit la genunchi. S-a așezat iar în hamac și a început să-și facă vânt singur cu o cârpă. I-a spus mamei că este cald, apoi s-a ridicat, a țipat și a căzut din nou. S-a chinuit să iasă din hamac. Mama l-a prins, i-a ridicat capul, iar el și-a dat ultima suflare, a povestit fiica celor doi. Soții plecaseră în călătorie cu două embarcațiuni. Una a fost folosită ca adăpost, iar cealaltă embarcațiune mai mică a fost folosită pentru depozitarea peștelui. După moartea soțului, Maria a decis să lege barca cu pește de un copac și să caute ajutor. Motorul bărcii s-a oprit și nu a mai funcționat. A început să vâslească și a petrecut zile întregi vâslind, a explicat Cristin, fiica celor doi soți. Femeia în vârstă de 64 de ani s-a hrănit timp de o săptămână cu pește crud și făină. După cum mi-a povestit, într-o zi a băut doar apă, în altă zi a mâncat făină și a băut doar suc de lămâie, a povestit fiica femeii. A treia zi de la tragedie, femeia ar fi întâlnit un bărbat în canoe, dar nu a ajutat-o. S-a apucat de vâslit, nu a mai putut să doarmă, dorința ei a fost să-i aducă trupul acasă, să-l aducă familiei, să-i ofere o înmormântare demnă. Ea a spus că vulturii stăteau de pândă pe acoperișul embarcațiunii, i-a lovit, a țipat la ei, a luat prelata de pe vârful copertinei și a pus-o peste cadavru pentru că deja numeroase insecte se așezaseră pe el. Femeia a fost găsită și salvată de pe barcă de echipajul de la Marina Braziliană. Ea a fost localizată la 161 de kilometri de locul în care cuplul brazilian a plecat la pescuit, relatează știrile ProTV.ro.